Salut prieteni, sunt Gabriel Ursan și bine ați venit pe un nou vlog. Astăzi vom vorbi despre marketing online, mai exact vom discuta despre trendurile pe social media din anul 2021. Dacă preferi o versiune scurtă și preferi o versiune text, să știi că ți-am lăsat și în descrierea acestui videoclip un link către blogul meu unde poți citi ceea ce urmează să discut în acest vlog, dacă te grăbești și nu ai timp să stăm așa mai mult la o discuție, cum te-am obișnuit pe vlogurile mele despre marketing. Ok, deci dacă ești antreprenor, dacă ai o afacere, dacă îți dorești să fii antreprenor, dacă conduci un departament de marketing sau faci parte din unul sau dacă ai o agenție de marketing și publicitate, sigur acest vlog, acest videoclip este pentru tine, pentru că vom discuta despre trendurile în social media pe anul 2021. Aceste trenduri în mare parte sunt măsurate de cei de la HubSpot CRM, le-am primit și eu pe e-mail împreună cu cei de la talkwalker.com. Și în articolul unde v-am dat link în descriere, pe care indiferent că îl vedeți din prima sau îl vedeți la finalul acestui videoclip, v-am pus și un infografic astfel încât să se vadă mai bine. Infograficile dau fiind pe lungime așa, dau foarte prost în videoclipuri și nu l-am băgat în videoclipul acesta că era destul de complicat. Bun, în introducere pot să spun că din punctul meu de vedere, având în vedere ce s-a întâmplat în 2020, predicțiile devin din ce în ce mai fragile, nu te poți baza pe ele. Și din punctul meu de vedere, Nassim Taleb, un autor pe care eu l-am descoperit spre rușinea mea doar de curând, descrie foarte bine în aceste lucruri în cartea lui lansată după ce a avut o carte lansată cu foarte mult succes, se numește Lebăda Neagră, a lansat o nouă carte numită Antifragil și povestește de cât de fragile sunt de fapt predicțiile și cât de mult predicțiile, previziunile, forecasturile, cum vreți voi să le spuneți, ne fac pe noi ca oameni să luăm decizii proaste, da? Sau decizii care nu-și merită riscul. Nu zice nimeni să nu-ți iei decizii riscante, dar ți-ai decizii care nu-ți merită riscul. Oricum, să fim serioși, și la final de 2019, exact acum un an, foarte mulți specialiști, așa între ghilimele, realizau predicții de social media, internet marketing și așa mai departe pentru 2020. Și apoi, bang, a venit COVID-19, pandemia, și a dat totul peste cap, economia, sănătatea și viața fiecăruia dintre noi și, bineînțeles, predicțiile specialiștilor n-au mai avut nicio legătură cu realitatea, pentru că, de fapt, s-a întâmplat nu chiar cu totul și cu totul altceva, dar s-a întâmplat cu altceva față de ceea ce preziceau oamenii. Prin urmare, eu vă recomand ca, indiferent de situație, să tratați orice predicție cu prudență, orice spune oricine cu prudență, inclusiv eu, clar că nu, nimeni nu e deținătorul adevărului absolut și, după cum spuneam, doar proștii au certitudini, pentru că iată ce se poate întâmpla. Iarăși, eu consider că anul 2021 va fi un an extrem de provocator, va fi un an care va fi în continuare marcat de coronavirus și nu se va reveni la normal ca prin minune. Hai să vedem care sunt cele 10 și o să o iau în ordinea inversă, cele 10 trenduri social media pe 2021 stabilite de cei de la HubSpot CRM și, bineînțeles, comentate de mine din experiența mea personală în marketing online din 2012 cu acte în regulă și din 2009 ca blogger. Mamă, ce timp a trecut dacă stau să o iau așa. 10. Remixurile sunt noul user-generated content. Toată lumea vorbește de user-generated content, adică de conținut creat de utilizatori. Și nu este deloc nou acest concept, însă forma în care acest conținut este generat este o tendință nouă. Practic, se folosește foarte mult noțiunea de remix. Și uite, aplicații gen TikTok sunt cele care folosesc treaba asta. Spre exemplu, există o anumită melodie a unui artist care este mai apoi remixată, mixată și așa mai departe. Există un anumit dans, un anumit trend care este mai apoi de utilizator mixat și remixat și îmbogățit și făcut în diverse forme. Practic, user-generated content-ul este foarte ușor de realizat în momentul de față, chiar și la standarde destul de mari. Mă uit la fiica mea ce reușește să facă pe TikTok cu tot felul de chestii de genul acesta. Și e mult mai ușor datorită tehnologiei de remixat. Prin urmare, eu cred și nu numai eu, ci cei de la HubSpot CRM care au pe baza acestui studiu discutăm, spun că
User-generated contentul remixat va fi un trend al anului 2021 și bineînțeles ca brand ar trebui să te gândești dacă chestia asta se poate aplica la tine. Eu cred că foarte multe branduri dintre astea care se doresc a fi cool, care se doresc a fi tinerești, brandurile de echipamente sportive, brandurile de, nu știu, dulciuri, brandurile de băuturi carbogazoase, brandurile de energizante se vor duce în zona asta destul de mult. 9. Vorbim aici despre cei 4 ce ai conținutului coronavirus. Sună cam de așa, nu o să zic cuvântul, să nu mă blocheze ăștia de pe YouTube, dar în principiu n-am găsit altă traducere, the 4C de la coronavirus. Cei drept coronavirus care abia în noiembrie 2019 avea foarte puține mențiuni în online. Deja în momentul de față, vorbim acum în decembrie, suntem pe 23 decembrie când înregistrez acest videoclip 2020. Coronavirusul deja este cel mai popular subiect de departe pe internet. Foarte multe companii s-au concentrat pe măsuri de comunicare, de prevenție, de sănătate împotriva noului coronavirus, iar în 2021 acest lucru va continua sub forma celor 4C pe care i-am lăsat în engleză ca să fie totul ok și ar fi un C de la community, un C de la contactless, un C de la cleanliness și un C de la compassion. Și acum să-i luăm pe rând foarte pe scurt, vor fi și mesajele și trendurile din social media vor fi în jurul acestor termeni. Crearea și dezvoltarea unei comunități este foarte importantă, va fi din ce în ce mai importantă și unele branduri, din păcate și unele mari, nu au cu adevărat o comunitate, de aceea o să muncească unele dintre ele să creeze o comunitate reală, naturală, firească în jurul brandului. Apoi vorbim despre contactless. Și aici când vorbim despre contactless, nu mă refer doar la plata contactless. Uite, de exemplu, anul ăsta am plătit numai cu ceasul. Se referă aici și la alte tipuri de interacțiuni contactless. Spre exemplu, la sala de gimnastică vei avea probabil turnicheți din aceea, vei avea o aplicație pe telefon, treci cu telefonul cu NFC, ți s-au deschis turnicheții, cu telefonul îți deschizi tu vestiarul, îți pui, îți faci, îți dregi și așa mai departe. La fel și la diverse planificări, la diverse servicii pe care le ai. Tesla, spre exemplu, îți face livrări no contact. Deja no contact-ul sau contactless-ul deja este foarte răspândit și la noi. Contactless este unul dintre acești 4C folosit și la livrări, da? Ai posibilitatea în aplicații precum Foodpanda sau Glovo și așa mai departe, cred eu că să alegi plata, plata cu cardul și livrarea contactless. Tesla, spre exemplu, dacă îți cumperi o Tesla, îți aduc mașina în fața casei la adresa respectivă și îți livrează cheia de la mașină pe telefon, într-o aplicație și cu telefonul îți deschizi mașina, nu trebuie să dai mâna cu nimeni, să te întâlnești cu nimeni, să-ți explice nimeni. Apoi, al treilea C din acești 4 este vorba despre cleanliness, despre curățenie și aș spune în traducere în limba română curățenie și igienă. Pentru că nu va fi doar suficient să o zici, ci va trebui să și o faci. Pentru că oamenii, odată ce se obișnuiesc cu un standard de curățenie și de igienă, cu greu vor mai reveni la standarde mai slabe, ca să spun așa. La modul autentic sunt foarte mulți care n-au făcut-o, cel puțin vorbesc în România, mă refer la, nu știu, saloane, chestii de genul ăsta, încă nu s-au dus la rangul ăla de curățenie și igienă pe care clientul o să-l aștepte. Și clientul o să vadă probabil saloane, clinici de estetică mai premium care fac treaba asta fără să facă rabat de la costuri și calitate și, spre exemplu, nu o să vrea să mai meargă înapoi la salonul de la colțul blocului și aici este un risc foarte mare pentru că toată lumea trebuie să trăiască din punctul meu de vedere, dar cu adevărat curățenia și igienia trebuie să fie curățenie și igienă și se va miza foarte mult pe comunicarea în acest sens. Și ultimul C din cei 4 C ai COVID-ului, ai coronavirusului este compasiunea, care este compassion și în engleză și în română tot cu că începe. Compasiunea este evidentă, da? Pentru că banii nu sunt totul și un brand ok nu face bani cu orice preț și nu mizează numai pe bani și așa mai departe. Un brand trebuie să fie, este format în primul și în primul rând de oameni un brand și oamenii care lucrează în acel brand și pentru acel brand reprezintă brandul mai departe și lucrează cu alți oameni care au nevoie de compasiune și compasiunea este o chestie din punctul meu de vedere foarte, foarte umană care face diferența dintre noi și anumite animale
că nu vreau să jignesc animalele. Animalele sunt niște chestii foarte drăguțe. 8. Meme-urile. Meme-urile sunt foarte la modă. Dacă nu ai stat ascuns așa sub o piatră, cum zice americanul, sigur ai auzit de meme-uri, de memes, cum se spune în limba engleză. Meme-urile sunt tot felul de imagini, poze care, la care sunt adăugate un text pe ele și au un potențial viral extraordinar de mare, inclusiv acele desene cu fiica Ion sau mă rog. Ei au dat denumirea de memetic messaging ca și trend de social marketing online, de social media pe 2021, eu am să zic meme și atât. Practic ei estimează că emoji-urile și gif-urile vor scade în intensitate și vor fi înlocuite de branduri cu diverse meme-uri inteligente, uneori amuzante și foarte bine alese. Ele se folosesc de mult și sunt, de exemplu, cei de pe Junimea, în grupul Junimea, dacă ați auzit de el, sunt experți în meme-uri și, în general, adolescenții sunt foarte inteligenți și creativi și fac niște meme-uri foarte, foarte mișto, în care poate fi eu mai copil așa, dar uneori pe unele mă bușesc de râs și nu mai pot să mă mai abțin. Și ele și în marketing sunt foarte folosite, din păcate în mod special în zona politică, unde au creat foarte mari dezastre, dezinformări și învrăjbiri. Și știm foarte bine că sunt o unealtă pentru chestia asta. În schimb, în 2021 se consideră că meme-urile bine făcute își vor face din ce în ce mai mult apariția în social media. De altfel, inclusiv această imagine pentru videoclip sau imaginea din postarea mea de pe blog este un meme, da? Care atrage atenția, o chestie simplă, oarecum șocantă, amuzantă, însoțită de un text care creează curiozitate și uneori poate amuzament, dorința de a-i da share și așa mai departe. E foarte important în schimb și ele sunt bune pentru că merg. E foarte important în schimb să fiți foarte atenți dacă adoptați această strategie în comunicarea voastră pe social media în 2021. Dacă n-ați mai făcut-o până acum, să fiți foarte atenți ce faceți, pentru că meme-urile pot și jigni foarte ușor, pot face niște probleme foarte ușor și nu este în regulă. Au fost și câteva exemple de meme-uri eșuate care au făcut, nu știu, referire la chestii la care cei care le-au compus poate nici nu s-au gândit. Deci mare atenție cum folosiți meme-urile. Le zic meme-uri ca să sune bine în română și nu editez acest video, deci prin urmare e ca și cum am stat la o vorbă. Așa că asta e. Dacă vă place, bine, dacă nu, YouTube-ul este mare și puteți să vă uitați la unii care fac videouri mai mișto, pentru că sunt mulți care fac video mai mișto decât mine, asta trebuie să recunosc și e evident. 7. Marketingul nostalgic. Marketingul nostalgic, aka nostalgia marketing, a fost aplicat încă din vară, cel puțin de unele companii, când companiile ne aduceau aminte cât de mișto era în 2019, că puteam să ne urcăm în orice avion și să vizităm și să ne facem concediile în absolut orice țară. Era pe sistemul ăla, eram fericiți și nu știam, da, eram, băi, nici nu știu unde să merg, în ce city break să merg în Europa și așa mai departe, că uite, toți au oferte bune. Ei bine, acum nu mai putem să mai facem chestia asta, în schimb, alea erau niște vremuri foarte bune și foarte mulți o să apeleze la nostalgia marketing. Nostalgia marketing este o chestie veche, nu este o chestie nouă. Și a fost folosită tehnica asta de marketing cu succes și în Marea Depresiune din 1929, adică da, acum 92 de ani, și a fost folosită cu succes tehnica asta de marketing și în perioada crizei economice care a început în Statele Unite în 2007 și a început să fie vizibilă în Europa și respectiv în România spre final de 2008 și foarte puternic la început de 2009, chiar 2010 a fost foarte afectată România, că mi-aduc aminte de vremurile acelea pe care le-am prins ca și angajat, le-am prins ca și om în câmpul muncii, ca să zic așa. Și marketingul acesta nostalgic va face apel la toate emoțiile și sentimentele noastre din trecut, când ne era mai bine. Și cu alte cuvinte, cam așa trece omul peste greutățile și provocările vieții. 6. Marketing conversațional. Marketingul conversațional este de mult, încă de la Web 2.0, este o stradă cu două sensuri, ca să-i spun așa, da? Și așa trebuie să fie și să rămână, nu știu dacă neapărat să rămână, dar așa trebuie să fie în momentul de față, pentru că niciun client nu-și mai dorește acum un monolog plictisitor din partea unui brand, ci își dorește dialog cu un brand.
Și o să spui, băi, marketingul conversațional, se vorbește de el de mult și mulți îl fac și nu știu ce, pe la diverse conferințe în care toată lumea vorbește cu diversi termeni. Da, există, se face. În schimb, o să treacă la nivelul următor în 2021, pentru că clienții încep să devină din ce în ce mai nerăbdători. Omul cu binele se obișnuiește repede. Da, asta îi vor aici și acum. Ce suntem noi, clienți? Ce vrem? Vrem aia? Când? Acum? Nu încă... Stai că e 1 noaptea și eu aveam chef să discut atunci cu cineva și voi nu sunteți. Nu, eu la 1 noaptea, dacă am chef să discut și am întrebări, vreau să mă duc undeva să le pun. Și ok, în perioada asta poate n-au atât de multe alternative, dar vor avea. Și aici intră în discuție foarte mult inteligența artificială, artificial intelligence, AI, prescurtat. Și va intra și mai mult în schemă, pentru că vor exista destul de mulți roboți sau boți, cum se zice în prescurtarea lor, ce vor fi instruiți și programați să poarte conversații mai complexe. Eu știu că toată lumea și-a făcut un bot acum pe ManyChat și e ok și fac toate magazinele online și toate cursurile, spun fă-ți bot pe ManyChat, secretele Facebook-ului, vrei să le descoperi și să faci o grămadă de bani cu niște costuri de conversie foarte bune, uite, fă-ți un bot pe ManyChat și uite cât de bine ți-aduce. Da, eu înțeleg chestia asta și este adevărat, în schimb va trebui probabil să lucrezi mult mai mult la botul tău, să poarte conversații mai umane și mai complexe. Adică, eventual, la fiecare întrebare pe care o pune clientul sau opțiuni, să ai, nu știu, vreo 10 opțiuni din care îl să aleagă random. Da? Deci aici eu cred că se va face destul de mult diferențierea și unele branduri chiar se vor lăuda cu buții lor conversaționali, pentru că dacă îi fac bine, chiar au cu ce să se laude. 5. Social gaming egal gaming social. Acum, jocurile video au avut cea mai mare creștere din istorie, cred că anul acesta, pentru că oamenii au stat acasă, s-au plictisit și au jucat jocuri video. Știu că înainte jocurile video erau privite ca o adicție, ca o dependență așa a unui adult nerd dintre ăla with no life, știi, cum ar zice Marius de la încă ceva Get a Life. Și probabil foarte normal gamingul este considerat în cazul adolescenților, în cazul copiilor, adolescenților și așa mai departe și poate chiar o ciudățenie în cazul bătrânilor. Ce vreau să spun este că nu mai este chiar așa. Oamenii privesc, s-au obișnuit cu gamingul și au dat seama că nu e dracu atât de negru și chiar se pot relaxa jucând un joc. Și să știți că inclusiv Candy Crush Saga este tot gaming, chiar dacă nu puneți PlayStation în priză, da? Chiar dacă stați pe telefon și eu nu joc jocuri. Ah, Candy Crush, da, dar asta o fac ca să mă relaxez. Tot gaming se cheamă. În schimb, nu vorbim acum despre doar gaming, vorbim despre social gaming. Și e vorba despre faptul că sunt oameni care pot juca jocuri de socializare de la distanță și și-au dat seama că merge și oricum o să se mai joace și-au dat seama că e fain și e frumos. De exemplu, jocul Among Us este un joc foarte popular din cauza sau datorită pandemiei, depinde cum doriți voi să-i spuneți. Pentru că, în mod normal, un astfel de joc nu ar fi prins atât de bine. Ok, și cred că foarte multe companii vor face inovație și vor deschide tot felul de oportunități de social gaming sau gaming social. 4. Marketingul old school pentru o piață nouă. Asta ar suna română. Fă marketing vechi pentru niște oameni noi. Sau ca chestia aia și mai intelectuală și mai inteligentă, așa care îmi place mie, când ai o problemă nouă, citești o carte veche. Deci marketingul old school este ceea preferata mea și îmi place cel mai mult, pentru că probabil așa suntem noi, am crescut cu marketing old school, cei care aveți 34-35 de ani în zona asta, cam de seamă cu mine. De exemplu, mulți oameni cântau prohodul la email marketing de mulți ani de zile. Ah, și chiar mulți se bazează pe chestii de genul ăsta. Cum? Mai încă mai folosești email marketing? Fă-ți un but, cum? Pe Facebook. Ei bine, email marketingul este bine mersi și în 2020, va fi bine mersi și în 2021 și multe companii am observat că nu au implementat tactici de email marketing care cu bani foarte puțin le-ar putea crește foarte, foarte mult afacerea. Să facă niște autorespandere simple, nu trebuie să faci un email marketing din acela în care dacă a deschis mail-ul în 5 minute trimite aia, se numește automatizare. De, nu trebuie să faci, să te gândești că e prea complex și nu vrei să-ți bați capul. Un simbol autoresponder, adică un ciclu de, nu știu, 10 zile, 15 zile, 30 de zile, dacă cu adevărat ești super mega profi, din momentul în care un client s-a abonat la un newsletter și i-ai dat un hook, i-ai dat un cârlic să se aboneze la newsletter, din momentul ăla
E simplu de făcut și practic clientul începe să-i oferi zilnic niște informații interesante despre ceea ce oferi tu și clientul va fi educat în acest sens, iar dacă va dori să cumpere ceva din ceea ce vinzi tu, vei fi probabil prima opțiune a acestuia. Eu am pus în articolul unde vi l-am lăsat în descriere și uite, acum mă gândesc, v-am pus și un link către un serviciu de email marketing ieftin, bun, ok, super decent, super ușor de folosit, pe care eu îl folosesc pentru mai mulți clienți și îl recomand și poți să-l folosești și tu fără prea multă experiență. Email marketingul funcționează. Un alt lucru din marketingul old school, care în SUA este deja mainstream, dar în România abia acum crește, este vorba despre podcasting. Podcastingul, ok, nu are volume mare de ascultători, adică sunt foarte puține podcasturi care pot avea un volum foarte mare de ascultători, însă este o formă foarte bună și e o formă foarte bună de a transmite multe informații și a le transmite ok. Pentru că atunci când omul citește, poate n-are răbdare să citească un text lung. În schimb, atunci când ascultă un podcast, dacă se află în mașină sau face ceva prin casă sau face sport și ascultă un podcast, el este mult mai conectat cu autorul acelui podcast și văd că crește destul de frumos podcastingul și în România. Și un alt lucru legat de marketing online tradițional, ca să-l numim așa, constă în blogging, adică ceea ce se făcea din 2005-2007 în România, nu vreau să greșesc, acum eu m-am apucat în 2009, am fost pe la începuturi, dar au fost mulți alții mai șmecheri și încă sunt care s-au apucat înainte. Email marketing, podcasting și comunități online, iarăși subliniez noțiunea de comunitate online. Și va funcționa marketingul old school și sunt un mare fan și susținător al marketingului old school pentru că este compus din metode simple, din metode plăcute și dovedite. Și marketingul old school este old school doar pentru cei care au mai practicat asta și pentru cei care cărora li s-a livrat asta. Dar gândiți-vă cât de multe companii se adresează acum adolescenților, se adresează unei alte generații care nu au fost niciodată supuse la marketingul old school. Spre exemplu, există foarte multe persoane, foarte mulți oameni care vând cursuri de management, de antreprenoriat, de business, de cum să faci bani pe internet, adolescenților de 16 ani care se abonează tot cu un mail în primă fază la ceva. Și ei pentru ei nu e old school, pentru ei prima oară când iau contact cu tehnicile astea de marketing. Noi acum 10 ani, da, așa era landing page, squeeze page și așa mai departe. Ne-am cam săturat de treaba asta, dar revine și funcționează. 3. Giganții social media se vor adapta la noul normal. Noul normal, din punctul meu de vedere, la ce se referă ei aici și din punctul meu de vedere, reprezintă reglementarea timpului petrecut pe social media, pentru că, așa cum Heineken spune, băi, consumă, Heineken responsabil, așa și Facebook, Instagram, TikTok, ce rețele sociale mai sunt, va trebui la un moment dat să aibă anumite tehnici prin care să-i spună utilizatorului măcar să facă ce e posibil din ce stă în puterea lor, să păi, consumă aceste rețele sociale responsabil. Și dacă nu se vor reglementa legal 100% în 2021, cred că se vor face pași în direcția reglementării legale a rețelelor sociale, pentru că cei mulți strică și poate fi privit ca un drog. Așa cum nu te lasă decât să ai anumite concentrații de sare, de zahăr în anumite alimente, alimente pe care le consumi și care sunt vândute la raft, așa probabil și va fi cu rețelele sociale, pentru că cu adevărat sunt destul de addictiv. Ideea este că deja producătorii de telefoane care fabrică telefoane cu iOS, adică Apple, iPhone sau Android, restul celorlalți, au implementat de ceva vreme funcția care măsoară cât timp ai stat pe rețelele sociale, pentru că tu ai senzația că ai stat jumătate de oră, maxim o oră, și când vezi 3 ore 40 de minute am stat astăzi pe telefon cu telefonul în mână și nu-ți dai seama și uneori te întrebă, da, repede se mai descarcă mă, bateria la telefonul ăsta și nu-ți dai seama de ce. Deja scandalul Facebook versus Apple arată și alte trenduri clare vis-a-vis de intimitatea utilizatorilor, de prețuirea intimității utilizatorului și la fel, dacă veți intra pe articolul de la mine din descriere, am la un moment dat, când vorbesc despre partea asta, despre partea giganții social media, se va adapta la noul normal, am menționat niște linkuri acolo legate de treaba asta.
și puteți să vedeți ce am scris mai detaliat. Dacă nu știți și nu sunteți la curent cu scandalul Facebook versus Apple, să vă puneți la curent de treaba asta. Prin urmare, multe companii vor adopta diverse tehnici pentru a crește conturile. TikTok vine tare de tot din urmă, bineînțeles pentru, ca să spun așa, pentru copii, pentru publicul mai tânăr. În schimb, să nu uităm că publicul mai tânăr de astăzi pot fi clienții noștri de mâine și dacă cumva ceea ce facem noi, ceea ce vindeți voi, se potrivește și puteți să vă faceți o strategie și pe partea de TikTok. În schimb, nimeni nu prevede că TikTok-ul va reuși să devanseze, va reuși să întreacă Facebook, Instagram sau YouTube, care vor rămâne în continuare principalele trei rețele sociale cele mai folosite în lume. Bine, și Twitter, dar Twitter în România nu e atât de relevant și de asta nu l-am menționat, dar în Statele Unite da, este. Prin urmare, multe companii vor adopta diverse tehnici de creștere rapidă a conturilor de Instagram, unele chiar mai puțin ortodoxe, precum cumpărarea de followeri de Instagram sau cumpărarea de abonați pe YouTube, pe care eu personal nu o recomand. Am și două videoclipuri, dacă te uiți în spate, legat de părerea mea despre cumpărarea de followeri de YouTube și Instagram. Ori îți recomand să le urmărești, ori să intri pe articolul din descrierea acestui videoclip și să vezi că am link-uri către acele articole, să vezi de ce nu recomand și dacă totuși o faci, măcar ce, la ce să te uiți și ce să fii atent și ce să adopți. 2. Creșterea dezinformării digitale, mai exact fake news-uri. Fake news-ul va fi și mai puternic la anul. Deja, fie că vrem sau nu, dezinformarea digitală va crește în 2021. Am văzut ce ravage a făcut în 2020, cât de multă disrupție poate să producă, cât de mult rău poate să producă fake news-ul. Iar unul dintre trendurile social media pe care le sunt prevăzute pentru anul 2021, pe care brandurile mari și cu tupeu vor avea, le vor aborda, va fi să lupte cu dezinformarea digitală pe față. Și unele branduri tari vor avea o strategie de comunicare vis-a-vis de chestia asta în acest sens. Pe scurt, dezinformare digitală înseamnă fake news, adică lupta cu știrile false va fi un război lung din punctul meu de vedere, poate chiar care nu se va termina niciodată, cel puțin pe parcursul vieții noastre, și va fi un război de uzură, un război care va aduce multe frustrări, multe enervări, ne va consuma pe toți. Din păcate, la fel ca în cazul oricărui război, victime vor cădea oamenii normali, oamenii care n-au nicio vină, oamenii obișnuiți, oamenii care n-au timp suficient să se informeze și pun botul, din păcate, la aceste știri false. Ca în orice război, din păcate, după cum spuneam. Din punctul meu de vedere, dezinformarea digitală și epidemia de informații false, epidemia de fake news, din păcate, este o amenințare gravă la siguranța noastră, a oamenilor de peste tot în lume, numai din România, la libertatea noastră și la sănătatea noastră, atât mentală cât și fizică. Și din punctul meu de vedere, asta este un război în care trebuie să luptăm toți, nu doar autoritățile. Adică atunci când vezi fake news, atunci când vezi pe cumătru tău sau pe vecinul tău sau pe bunicul tău sau pe cineva că distribuie niște prostii care tu știi foarte clar că sunt hoaxuri și că sunt fake news-uri, trage-l de mânică, vorbește cu el în privat, nu-l face să se simtă prost, comunică pe limba lui, explică-i. La fel, dacă vezi, nu ai cu cine te înțelege, dă report la știri false. Pentru că ele nu fac decât să destabilizeze și este o nouă formă de război pe care oamenii cărora le zici chestia asta o să zică că tu ești spălat pe creier, tu îi zici lui că el e spălat pe creier și uite cum ajunge să vă războiesc când de fapt nu aveți nicio miză unul cu celălalt. Adică pur și simplu vă țin informațiile și fake news-urile în război ca proștii, pentru că cei care dau share la ele nu vor să se informeze din alte surse, se informează din sursele care li se par mai interesante, pentru că din păcate uneori știința e plictisită și n-ai chef să citești chestia asta. Bun, impactul audiențelor social conștiente este ultima treabă. Ce arată ei? Crește impactul generației Z prin diverse cifre și nu doar milenialii cumpără sau vor cumpăra în 2021, ci și destul de mulți din generația Z vor cumpăra. Dacă nu vor cumpăra direct, vor influența foarte mult procesul de cumpărare. Acum, ideea este că generația de tineri este mult mai puțin ignorantă pe anumite chestii, precum corectitudinea politică și dreptatea socială. Și aici companiile care vor să fie relevante, cel puțin față de tineri și dacă nu față de părinții tinerilor, a căror tineri le recomandă părinților anumite servicii sau anumite companii, pentru că să știți că în familie
de foarte multe ori copilul influențează anumite decizii de cumpărare, nu știu, de brandul pe care voi îl reprezentați sau ce faceți voi, dar să știți că influențează. Deci companiile vor trebui să comunice, să interacționeze mai mult pe subiecte precum sănătatea mentală, adică depresie, anxietate, stres, frică și așa mai departe. Includerea tuturor oamenilor în comunități și dreptatea socială la urma urmei. Lumea începe să țină din ce în ce mai mult la chestia asta. Ca și concluzie și cu asta închei, că s-a făcut jumătate de oră de acum, dacă ai urmărit până la final îți mulțumesc, nici eu nu știu cum a trecut timpul de am vorbit atât. Concluzie, ca și trendul social media pe 2021, concluzia este că nu există nicio concluzie, nu e nicio siguranță și nicio direcție care să se potrivească tuturor strategiilor de marketing, precum o mărime universală, așa, o mărime care se potrivească la toți. Fiecare brand, fiecare companie este clar că își alege ce trenduri dorește și ce trenduri se potrivesc. Cert este că social media este într-o continuă creștere, nu mare prea curând, este aici ca să rămână, vă spun din start, și e locul în care stau clienții tăi, e locul în care poate nu stai tu, poate ești un anti-social media, ok, felicitări, bine că poți să faci chestia asta, în schimb e posibil să stea clienții tăi și foarte mulți dintre ei. Și atunci întotdeauna pune-te în papucii clienților, pune-te în halatul clienților, vezi unde stau, vezi unde își petrec timpul liber, vezi unde sunt mai activi. Și indiferent că vinzi haine, că vinzi servicii de înfrumusețare cu afor sau unghii sau ce mai faci tu, sau vinzi geamuri termopan, torn betoane sau construiești case, clienții tăi cam toți stau în social media. Marea lor majoritate stau în social media, măcar o dată pe săptămână, duminica și când se relaxează și tot mai văd ce a mai postat unchiul de la, din Germania pe Facebook, dau un exemplu, și tot îi găsești acolo. Și iarăși, din punctul meu de vedere, recomandarea mea este să-ți faci un plan. Pentru că de cele mai multe ori viața bate filmul și viața bate orice pronostic. Și 2020 este un an care ne arată chestia asta foarte, foarte bine. Încă în momentul în care eu filmez acest videoclip, nu contenește 2020, o să vină cu tot felul de surprize. Și pentru că de cele mai multe ori socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, tocmai de aia este bine să ai un plan ca să vezi ce a mers și ce nu a mers. Nu ca să stai să orbecăi după aceea la final de an, că bă, nu știu cum, de ce a mers atât de prost anul ăsta. Dacă ți-a plăcut acest video care se încheie aici, te rog foarte mult, nu știu, să-i dai un share, să intri pe articolul meu sau pe linkurile din descriere pe care eu ți le las. Să-mi lași un comentariu, mă ajută la algoritmul YouTube ca să creștem acest videoclip și să aducem și alte tipuri de videoclipuri în trending pe YouTube. Bine, n-are nicio șansă asta să ajungă în trending, dar mă rog, așa ca și idee, pentru că trebuie să publicăm și conținutul util și să-l promovăm, nu doar miștourile și Caterinca, care de altfel sunt perfect de acord cu ele, că și mie îmi place să râd, să mă distrez. Dă-mi un like la acest video, abonează-te la canalul meu de YouTube dacă n-ai făcut acest lucru încă, poți să apeși și clopoțelul ca să fii notificat când mai public ceva nou. Eu sunt Gabriel Ursan, sunt blogger din 2009, practic public pe vlogul meu informații despre marketing online, despre internet, tehnologie, îmi place foarte mult tehnologia, despre stil de viață, uneori dezvoltare personală, chestii legate de sănătate și de fitness, de ce nu. Și când am timp mă mai dau și cu motorul, sunt pasionat de enduro, bineînțeles, la nivel de începător și uneori mai trag cadre și de prin păduri, dealuri, noroaie, pe unde mă mai bag eu. Cam ăsta sunt. Ce pot să vă mai spun este să fiți recunoscători pentru ceea ce aveți în viața voastră, pentru că aveți foarte multe lucruri frumoase în viața voastră, merită să fiți senini și recunoscători și să nu uităm niciodată că suntem oameni. Toate cele bune vă doresc! Pa, pa!